avalanșă în munții din Maramureș a făcut 3 victime. Marea de zăpadă a surprins un grup de turiști. 90 de atacuri au lansat rușii astăzi în Ucraina. Civilii trăiesc fiecare clipă cu spaimă în suflet. Echipa Focus le-a filmat pregătirile pentru următoarele atacuri. Numărul cutremurelor din gorj scade, dar magnitudinea lor nu. Specialiștii se așteaptă la noi seisme în zonă. Andreea Berecleanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Un adolescent arădean, campion mondial la robotică, a murit într-un cumplit accident la Timișoara. Mașina în care era s-a izbit de peretele unui pasaj și a ricoșat sub un camion. Împreună cu el, o fată de 19 ani și-a pierdut și ea viața. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Dați viteza ce face. El este Dănuț Stol, băiatul de 19 ani, victima accidentului din Timișoara. Un geniu în robotică, așa cum îl descriu rudele și prietenii. Avea o minte sclipitoare și mari șanse să ajungă unul dintre cei mai buni ingineri din țara noastră. Locuia în Arad, însă se mutase în Timișoara și era student la Politehnică. Miercuri seara a ieșit în oraș cu alți colegi de facultate. Aproape de centrul orașului, într-un pasaj, șoferul, un tânăr de 18 ani, a pierdut controlul volanului. Autoturismul a intrat cu viteză în pasaj. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului. S-a lovit de zid în acest loc, după care autoturismul a fost proiectat sub roțile autospecialei de transport. Partea din spate a mașinii a fost zdrobită. Pe banchetă se aflau Dănuț și o fată de 19 ani. N-au avut nicio șansă. Era student anul întâi la mecatronică, a intrat fără admitere, pentru că a avut rezultate foarte bune la competiția de robotică din Statele Unite, făcea parte din echipa de roboți de la Arad. Era implicat în activități extracurriculare, făcea parte din echipa de formula student de la Facultatea de Mecanică. Vestea morții a venit ca un șoc, mai ales pentru colegii lui din echipa de robotică. Un băiat energic, sufletist, un foarte bun coleg și coechipier. Nu am crezut niciunul din noi, am crezut că este o greșeală. Martorii spun că șoferul circula cu mare viteză. Cu viteză, în fața noastră s-a întors și a dat în parapetul ăsta mic, în bordură și în zid. Și direct sub noi s-a băgat. Asta a fost tot. Câți erau în mașină? 4. 2 morți în spate și 2 în față. Avea viteză mare. Ca să scoată trupurile victimelor din resturile mașinii, pompierii militari au folosit echipamentele de descarcerare. Am folosit depărtătorul, foarfeca și cilindri pentru a depărta stâlpii autoturismului. Persoanele fiind prinse sub scaunul pasagerului din față și a șoferului, persoanele decedate, și am deconectat bornele bateriei. Cei doi supraviețuitori ai accidentului, șoferul și pasagerul din dreapta, au fost transportați la spital. Starea lor este gravă, spun medicii. Cel care a rămas internat la politraumatologie are un bilanț lezional mult mai amplu, interesând și capul și toracele și abdomenul și coloana. Iar celălalt de la neurochirurgie, în mod evident, mai mult leziuni la nivelul extremității cefalice. Dănuț și Denis, băiatul de 18 ani care se afla la volan, au fost colegi de liceu. Vestea pe care am primit-o azi dimineață m-a sfâșiat și m-a dat peste cap. Un copil de excepție. O voce deosebită. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Anchetatorii urmează să stabilească acum dacă șoferul consumase alcool sau droguri. Este primul accident mortal înregistrat în pasajul Corneliu Coposu de la inaugurarea lui, dar și cel mai grav accident înregistrat în Timișoara în ultimii ani. Pentru Focus, de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. Un bărbat a murit, iar alți doi au fost răniți după ce au fost surprinși de o avalanșă în munții Rodnei. Potrivit primelor informații, turiștii sunt de naționalitate poloneză. Avalanșa, băieți. Uite, i-au prins. Colega mea, Bianca Baraboi, are mai multe amănunte despre ceea ce s-a întâmplat. Bianca, bună seara, te ascultăm.
Bun găsit! Cei trei turiști polonezi s-au cazat în Borșa pentru 3 zile. De dimineață au mers cu snowmobilele spre vârful Prislop, deși zona nu era sigură pentru turiști din cauza zăpezii. Pe drum au fost surprinși de avalanșe. Se pare că polonezii și-au forțat norocul plimbându-se prin zăpadă toată ziua cu crosurile, cu șenile, adică niște motociclete modificate și care în loc de roți au șenile. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, unul dintre turiști a murit, iar ceilalți doi se așteaptă să fie preluați de către jandarmii montani. În acea zonă a fost trimis și un elicopter smurd, iar salvatorii au luat cu ei chiar și un câine special antrenat pentru căutările în caz de avalanșă. Important este că cei doi turiști au reușit, se pare, să ia legătura cu salvatorii și cel mai probabil vor fi recuperați în această seară. Vă vom ține la curent cu acest caz și revenim cu informații și în următoarele jurnale Focus. Atât de aici, la revedere! La Kiev, ca de altfel în toată Ucraina, civilii trăiesc cu frică, o frică tot mai apăsătoare acum, la un an de la începerea războiului. Pentru a afla care este acum starea de spirit din orașul Fortăreață, urmăriți în câteva minute un reportaj realizat de Marius Aizu și Nicolae Angel. E ziua cu numărul 364 de război, iar rușii se dezlănțuie în Ucraina. Au lansat peste 90 de atacuri la un an fără o zi de la invazie. Sirenele au răsunat și astăzi la Kiev în timpul vizitei premierului Spaniei, Pedro Sanchez. Premierul Spaniei a făcut o vizită la Kiev în timpul unui raid aerian. Pedro Sanchez a vizitat Bucea și Irpin și a transmis că Spania va fi alături de Ucraina până când pacea va reveni în Europa. Spania va trimite 6 tancuri Leopard și va antrena 55 de soldați pentru a le folosi. Pe front, armata ucraineană a respins peste 90 de atacuri. Rușii se concentrează în regiunile pe care le-au anexat, Harkov, Donetsk și Lugansk. În Herson, 2 oameni au murit după bombardamente. Kievul susține că Moscova își menține ofensiva dură pentru a prelua controlul în Donetsk. E boronit Luganșinu, e ne lășe zahășeat nașe poziții, ale i tak nișeat voroga, șo realna obmăjurit nastupalni mojlivosti ocupanta na concretnomu napreacu. Юні Мар'янки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня, щоночі стримують атаки ворога. 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни. Un avion militar rusesc s-a prăbușit aproape de granița cu Ucraina în Belgorod. Acesta se întorcea la bază după un atac asupra Ucrainei. Pilotul a murit. Rușii anunță că avionul nu a fost zborât, ci a fost o defecțiune tehnică. Moscova celebrează un an de la începutul invaziei prin redeschiderea podului din Crimea, distrus de ucraineni în octombrie. Așa cum spuneam, la Kiev, ca de altfel în toată Ucraina, civilii trăiesc cu frică. O frică împământenită deja, o frică tot mai apăsătoare, care acum, în ajunul împlinirii unui an de la începerea războiului, crește alimentată și de zvonuri. Marius Aizu și Nicolae Angel, corespondenții special Focus în Ucraina, sunt în direct acum. Marius, bună seara! Ai vorbit din nou astăzi cu locuitorii din Kiev și Borodianca. Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor, domnilor. Am fost astăzi prin Borodianca, Bucea, Irpin, în Kiev. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, iar cu tot mai mult ce se apropie ziua aceasta de 24 februarie, exact când a început războiul Rusia împotriva Ucrainei, oamenii sunt temători, sunt speriați, sunt conștienți că este foarte posibil să aibă loc un atac extrem de puternic asupra Ucrainei în următoarele 24 de ore, dar cu toate acestea nu vor să renunțe la absolut nimic din ceea ce și-au propus, și anume să nu cedeze Ucrainei nici măcar un metru de pământ. Sunt atât de determinați cum noi am văzut în ultimele 12 luni și am venit de câteva ori aici în Ucraina de când a început războiul. Pot spune că până acum am stat de vorbă cu foarte mulți militari în zonele de conflict, dar în ultimele zile când am stat de vorbă cu civili, cu localnici, cu oameni simpli din Ucraina, exact același temperament, exact aceeași dorință, să nu renunțe absolut deloc. Și mai mult de cât atât, am întâlnit în Kiev un băiat care a fost bodyguard înainte de acest război, iar acum are arma lui proprie acasă, deținută cu acte în regulă, pe care o ține într-un rastel, într-un fișet închis cu cifru, și ne-a spus că ne primește acasă la el să ne arate cum se pregătește el în cazul în care ar exista o nouă ofensivă a rușilor la noapte, mâine sau în zilele următoare. Mie mi s-a părut incredibil faptul că poate să dețină o astfel de armă acasă, dar m-a liniștit cumva și mi-a spus că nu este singurul de la el din cartier. Sunt mult mai mulți cei care au o astfel de armă și
A spus-o cumva ironic, îi așteaptă pe ruși să fie parașutați în zona Kievului pentru că se va ocupa cumva de ei. Dar priviți materialul următor. Ucrainenii se așteaptă la o nouă ofensivă a rușilor. Este și motivul pentru care au întărit paza militarizată la intrările în orașe. La 30 de kilometri maxim în distanță de Kiev, în momentul acesta, mai multe coloane de transportoare blindate au fost staționate. Devastată de război, dar fără să se predea. Așa este Ucraina după un an de teroare. Suntem într-un cartier care este extrem de liniștit, aproape de centrul Kievului, dar dacă ne ridicăm privirea la ferestre, putem observa, așa cum vedeți și dumneavoastră, bărbați care sunt pregătiți cu arma în mână să-i aștepte pe ruși. Acolo este Alexei, ne-a povestit că în acest cartier mai sunt cel puțin 10-15 bărbați ca el, gata oricând să ia arma și să-i atace pe ruși. Aici l-am întâlnit pe Alexei. Este unul dintre tinerii care a făcut parte din forțele civile care a apărat Kievul în primele zile ale războiului. We don't afraid. Yeah. Something we have used to, and if we will afraid every time, it will crash our your feelings, your emotion, And now we just, it's a normal thing for us. Yeah, it's war. We understand it. Acum locuiește cu încă doi prieteni într-un apartament. Nu s-a sfiat să ne invite la el și să ne arate cum se pregătește pentru o eventuală invazie a rușilor. This is my little things for my security, for security my family. It's a grand power too. It's a PP. See, 9mm caliber. And the second and my favorite, it's a AR-15. It's careful. It's all clean. It's all prepared, ready to use. Yeah, it's ready to use. And... De altfel, pericolul poate apărea în orice clipă. În timp ce Alexei ne arăta armele, afară erau lupte. We have a lot of shots. Was just for 5 or 6. Timp de un an, ucrainenii au avut un singur țel comun, să-și apere țara de invazia rușilor, prin toate mijloacele posibile. Any of Ukrainian people have something like this? Have something like this, because last year we do only the preparing to war, nothing else. And they think that the most of Ukrainian army will scare and they will run away. They really think so, but it's unreal, because all Ukrainians now like one. Suntem acasă la Alexei, în Kiev, aproape de centrul orașului, și ceea ce vedeți dumneavoastră aici se întâmplă aproape în fiecare casă de civil din Ucraina. E adevărat, în fiecare casă în care există cel puțin un bărbat care are o minimă pregătire militară. Are o armă, chiar dacă nu este de asalt, are încărcătoarele pline cu gloanțe și, ce mi-au spus ei mie, îi așteaptă pe ruși să vină din nou, pentru că ei nu se vor da la o parte și nu vor ceda în fața rușilor nici măcar un petec de pământ. Casa lui Alexei arată acum ca o mică fortăreață. Este pregătit în orice moment să tragă de la balcon. But you prepare indeed. Nikita, prietenul lui Alexei, a pus anul acesta pentru prima oară mâna pe armă, însă pasiunea sa pentru muzică nu a pierit. Acum scrie versuri pentru soldații ucraineni și speră că acest lucru să le ofere susținere. Я бачу Україну незалежною, непереможною від окупації звільнили дім. І нікому крім себе ми не належимо. Дніпро толаний безмежний шум карпатських гір. După un an de teroare, ucrainenilor nu le-au pierit speranța și nici omenia. Alexei visează la ziua în care totul se va termina. Până atunci, în orice clipă, este pregătit să-și apere aproapele. Și atunci când nu are arma la el, reușește să le aducă un zâmbet pe buze vecinilor, pe care îi ajută când au nevoie. Cu arma încărcată, Alexei se așteaptă la ce este mai rău. What I want to say for our Russian friends? We are ready. Come to us.
Marius, excepțional reportaj, ne întoarcem la tine. Seamănă momentul în care suntem acum cu cel dinainte de 24 februarie, dacă e să ne gândim la Moldova. Ne amintim, Vladimir Putin a anulat acum două zile o lege prin care Kremlinul recunoștea integritatea teritorială a Moldovei. Oficialii ruși fac tot felul de amenințări la adresa vecinilor de peste Prut. Se vorbește despre provocări, războaie sub steag fals. Ce ne poți spune? Mi-e și teamă să-ți răspund, mi-e și teamă să mă și gândesc, mi-e și teamă să spun că pare să semene cumva scenariul cu cel de acum un an din Ucraina la momentul respectiv. Acum, repetându-se, sper eu, nu în Moldova, pentru că ai spus și tu, acel decret a fost anulat, suveranitatea Moldovei față de Transnistria nu mai există în momentul ăsta din punctul de vedere al Federației Ruse, al Moscovei în special, Vladimir Putin. Ieșirea Chișinăului din CSI reprezintă iarăși o lovitură destul de puternică pentru Federația Rusă, dată de către Maia Sandu și Republica Moldova în același timp, dar să nu uităm faptul că în Republica Moldova, în Transnistria mai exact, există acel depozit impresionant de arme și muniție, cel de la Cobasna, care este acolo de mai bine de 30 de ani. E adevărat, foarte mulți au spus că și armamentul și muniția de acolo sunt extrem de vechi. N-aș vrea să vedem dacă este așa sau nu este așa. Cert este că în zilele următoare probabil că se vor tranșa lucruri în ceea ce privește amenințarea Rusiei, nu doar față de Ucraina, căci asta știm deja de un an, ci și asupra Republicii Moldova. Până la momentul acela, Maia Sandu a ajuns în România după ce a fost la Varșovia și după ce a primit aplauze la scene deschise, adevărat cerute de către Joe Biden. A fost însă la București și a stat de vorbă cu președintele României, cu Klaus Iohannis. Iată care au fost, să zic așa, declarațiile extrem de importante de acolo. La o zi după summitul B9 de la Varșovia și cu o zi înainte de împlinirea unui an de război la graniță, Maia Sandu vrea asigurări de securitate. Așa că a venit la București să discute cu oficialii români situația delicată a Republicii Moldova. Amenințările din exterior la adresa ordinii democratice constituționale a Republicii Moldova, asupra cărora ați atras în mod public atenția, sunt deosebit de îngrijorătoare. Reiterez condamnarea fermă de către România a oricăror tentative ruse de destabilizare. Rusia ar fi încercat o lovitură de stat în Republica Moldova. Asta declara Maia Sandu în urmă cu o săptămână, când țara sa a și închis pentru câteva ore spațiul aerian. Unii au dorit ca țara noastră să cadă, să poată instaura la Chișinău un guvern marionetă servil intereselor Kremlinului. Republica Moldova rămâne în picioare, demnă, hotărâtă în drumul său spre Uniunea Europeană. Moldova a primit din nou asigurări din partea României că va fi protejată. Nu vom ceda. Vă asigur că Republica Moldova nu este singură în fața acestor provocări. În timp ce unii ne șantajează, alții ne îmbrățișează. Mulțumim, România! Pentru consecvență, pentru altruism, pentru îndrumare, mulțumim că ne ajutați să fim mai puternici. Apropierea Moldovei de România și de Europa nu convine Moscovei. Tensiunile sporez după ce Republica Moldova a făcut un nou pas istoric în drumul către apartenența la Uniunea Europeană. Prin vocea ministrului de externe, Chișinăul anunță că se va retrage dintr-o serie de tratate care fac din micul stat ex-sovietic parte a comunității statelor independente, organizație înființată în 1991, odată cu destrămarea URSS. Doi foști sateliței Moscovei au părăsit deja CSI, Georgia în 2009 și Ucraina în 2018. Este un pas în retragerea Republicii Moldova din aceste acorduri care nu sunt relevante, ele sau nu funcționează, sau nu se aplică, sau nu sunt relevante, sau sunt în defavoarea Republicii Moldova. Acum, Republica Moldova, spuneam că va adera la Uniunea Europeană și absolut toate alte obiective de politică externă, participările în alte instituții, va fi organizații internaționale, va fi subordonată obiectivului de integrare europeană și evident că această retragere din CSI sau inclusiv în aceste acorduri din cadrul CSI care sunt incompatibile cu angajamentele noastre va continua. Situația Republicii Moldova devine tot mai precară. La scurt timp, după ce președintele ucrainean a avertizat Chișinăul că rușii pregătesc debarcarea guvernului pro-european, acum a venit rândul Moscovei să pună pe tapet chestiunea transnistreană. Potrivit informațiilor disponibile, regimul de la Kiev pregătește în viitorul apropiat o provocare armată împotriva Republicii Moldovenești
strene, care va fi efectuată de unități ale forțelor armate ale Ucrainei, inclusiv cu implicarea formației naționaliste Azov. Ministerul Rus al Apărării monitorizează îndeaproape situația de la granița Ucrainei cu Transnistria și este gata să răspundă oricăror schimbări în situație, se arată într-un comunicat al Ministerului Rus al Apărării. Mașina de propagandă a Kremlinului a început să gâfâie sub aparentul aer festiv de la mega-evenimentul de ieri din Moscova. Analiștii au observat semnele unei distanțe tot mai mari între Putin și poporul chemat să-l aduleze. La temperaturi cu multe grade sub zero, aproximativ 200.000 de oameni au fost aduși încă din zorii zilei în capitala Federației Ruse. Cu trenul, cu autobuzul, în grupuri organizate, tineri și bătrâni au umplut până la refuz stadionul Lușnichi. Nu i-a mânat însă spiritul patriotic, spun reprezentanții societății civile. Ar fi fost plătiți cu câte 500 de ruble, echivalentul la 7 dolari. Spectacolul destinat sărbătoririi celor care luptă pentru apărarea patriei a fost marcat de momente suprarealiste. Un combatant din Ucraina a adus un elogiu morții. Un moment grotesc a fost și acela în care mai mulți copii ucraineni răpiți din Mariupol au fost aduși pe scenă. Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. La îndemnul gazdei evenimentului, copiii au fost puși să-l îmbrățișeze pe cel care i-a smuls din sânul familiilor. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. Не зря позывной ангел, правда? Dezinteresul popular pentru ce se întâmpla pe scenă a fost ușor de reperat. La doar câteva minute după discursul lui Vladimir Putin, oamenii au început să părăsească stadionul. Steagurile fluturate sârguincios au ajuns la coșul de gunoi sau aruncate. Un moment istoric pentru țara noastră s-a transformat într-unul penibil. Chiar în timpul drumului inaugural al garniturii care leagă în premieră Sighetul Marmației de Ucraina, trenul a rămas blocat. Cablurile electrice montate la o înălțime prea mică au fost de vină. Ca să rezolve situația, muncitorii au apelat la o improvizație, au folosit o prăjină și au ținut ridicate firele până ce a trecut trenul. În ciuda pericolului la care s-au expus, oamenii au scăpat de feri. Peste 500 de oameni din Aninoasa trebuie evacuați din propriile case. Locuințele lor stau să cadă după cutremurele care au lovit Gorjul, unde vor ajunge sinistrații aflați în câteva minute. Standardele furtului au fost ridicate de un localnic din Suceava care a luat acasă un pod, l-a desfăcut bucată cu bucată și l-a dus la el în curte. Poliția îl caută de ceva vreme, greu de găsit însă, hoțul este plecat la muncă în străinătate. Podul din localitatea suceveană în Lungșoara a fost amenajat în zona acum 2 ani. Era provizoriu, menit să fie folosit până la ridicarea unuia mai trainic. Firma de construcții n-a mai apucat să-l desfințeze. Un întreprinzător din partea locului l-a luat acasă bucată cu bucată. Surprinzător, chiar asta s-a întâmplat. Era destinat să asigure traficul rutier în perioada în care se construia podul definitiv de pe drumul județean 208A în localitatea Lungșoara. A fost desfințat ziua pe lumină, pur și simplu a fost desfințat, iar noaptea a furat bucată cu bucată de un întreprinzător local de acolo. Reprezentanții firmei spun că hoțul a deteriorat și podul definitiv. Grav este că a afectat și structura rutieră de lângă podul definitiv și a creat un pericol. Pământul pur și simplu curgând spre râu și lăsând un gol sub asfalt. Individul în curtea căruia au fost găsite părțile componente ale podului ar fi fost un mic prestator de servicii care deținea propriul excavator. Nu e normal, dar asta e, trăim în România. Dar cum a venit cu excavator? Cu excavatorul. Și a luat pur și simplu? Da, le-a luat, nu știu, le-a luat. Da, am înțeles că un tub în ăla e vreo 50 de milioane, 5.000 de lei. Super speciale. Nu e normal să se întâmple așa ceva, dar nu se sesizează nimeni, toți întorc capul, nu vede nimeni nimic ce se întâmplă în jurul lor și nu poți spune nimic, așa e sistemul. Acum reprezentanții firmei de construcții vor să-l dea în judecată pe hoț. Peste 500 de oameni care locuiesc în 11 clădiri din orașul Aninoasa trebuie evacuați din cauza stării avansate de degradare în care se află imobilele. Este decizia luată în ședința extraordinară a Comitetului pentru Situații de Urgență din Hunedoara. Cu tremurele din ultimele zile au afectat puternic clădirile deja avariate. Unii oameni au decis să plece, însă alții nu vor să părăsească locul pe care îl numesc acasă. Nu vă
este teamă de un nou cutremur mai puternic, nu, așa cum a fost? Nu, nu, mă bag în cocină, stau acolo, cât durează, câteva secunde un cutremur. Familia Râșcu stă în colonia din orașul Aninoasa de mai bine de 30 de ani. Părinții în același apartament. Fiul s-a mutat, dar tot în colonie. Cutremurele nu-i sperie pe niciunul dintre ei, așa că refuză să plece de acolo. L-ați simțit? Simțit, da, foarte, foarte puțin am simțit, nu tare, dar foarte puțin. E aceeași poveste pentru toate cele 182 de familii, care trăiesc în 11 clădiri construite în anii 1890, vechi, îngrijite precar și care pot oricând să se prăbușească. Cum județele Gor și Hunedoara au fost guduite în ultima săptămână de 3 cutremure și aproape 1000 de replici, autoritățile locale au decis. Oamenii din colonia Aninoasa trebuie evacuați, așa că joi au vizitat colonia ca să le explice locuitorilor ce așteaptă în viitorul apropiat. Luminița Varga stă aici de aproape 2 decenii, are 2 copii și e o excepție. Vrea să plece cât mai repede. Vreți să plecați de aici? Da, sigur că da, că nu mai putem, suntem obosiți, avem copii, suntem bolnavi. Dacă e ceva, vedeți, cade pe noi, cade pe noi. Nu mai apucăm să fugim pe scări cu copiii. Ne prinde noaptea aici. Ce facem, prin somn? Dacă adormim, nu putem să dormim, nu putem să facem mâncare, nimic de frică. Oriunde mă duce, dacă este mor și în stradă, vă spun. Toată lumea tremură, vă spun. Așa arată una dintre camerele aflate la parterul acestei colonii din orașul Aninoasa. Ei bine, aceste clădiri sunt vechi de mai bine de 100 de ani, iar cutremurele din ultimele zile le-au afectat și mai rău. Mulți dintre cei care locuiesc în imobile sunt chiriași. Plătesc 10 lei lunar chirie la primărie, iar cu tot cu utilități, cheltuielile lor ajung la 25 de lei. Sunt 170 de familii. Okay. Și atunci fiecare vor locui într-un container. Păi toți locuiesc de zeci de ani aici, au ieșit la pensie, au lucrat la mina Aninoasa, mina s-a închis și au rămas săraci în condițiile care le vedeți și dumneavoastră. Dar ei așteaptă să vadă și în ce perioadă de timp se vor întoarce înapoi la casă lor, că îi relocăm pentru o perioadă de, dar ei vor până atunci să le reabilităm, să se întoarcă, pentru că aici au agonisat la de o viață și nu vor să abandoneze. Autoritățile nu îi pot obliga pe oameni să-și părăsească locuințele. Cei care vor pleca totuși vor fi cazați în containere mobile. Containerele vor fi aduse din județ, cele care le-am avut în timpul pandemiei la spitale, în număr de 18. Am dat acum o hotărâre de Comitetul Județean de Situații de Urgență de a cere prin Agenția Națională a Rezervelor Statului suport pentru a duce din țară restul de containere. Dacă e vorba de 560 de persoane, dacă toți ar fi de acord să fie evacuați, ar trebui peste 100-120 de containere. În iarna anului 2018, acoperișurile a 3 blocuri din colonia de la Aninoasa s-au prăbușit din cauza zăpezii. Atunci, peste 30 de familii au fost evacuate, însă s-au întors în locuințele lor. Un an mai târziu, autoritățile locale au reabilitat 10 clădiri din colonie cu fonduri guvernamentale. S-au oprit însă pentru că nu au mai obținut finanțare. Cutremurile din ultima perioadă au afectat serios clădirile din Gorj. În Arcan, de exemplu, școala și biserica ar urma să fie demolate. Structura de rezistență a imobilelor a fost grav șubrezită de lanțul de seisme care a lovit zona. Un nou cutremur major a avut loc chiar în această dimineață. Localitatea Arcan se află la 7 km de epicentrul cutremurelor din Gorj. Aici, seismul din 14 februarie de 5,7 pe Richter a făcut ravagii. Școala este clădirea cel mai grav afectată. A fost afectată structura de rezistență, pentru că despre asta vorbim, și urmările sunt destul de serioase. Școala a fost construită în 1968 și a prins cutremurul din 1977. Atunci a fost consolidată. Câte procese de reabilitare a trecut? Printr-un singur proces a fost un program cu Banca Mondială în 2011. Nu eram aici, la primărie, dar... Din păcate, unda de șoc a fost atât de puternică încât a afectat-o foarte, foarte serios. Copiii au fost deja mutați în alte două școli din localități aflate în apropiere. Pericolul e însă permanent după ce zona gorjeană s-a activat brusc din punct de vedere seismic. Oamenii nu înțeleg de ce clădirea trebuie demolată. Cum să fie desfințată? Din cauza cutremurului, că a fost foarte afectată de cutremur. Păi da, dar nu se poate renova. Ea nu-i tot mai veche școala asta, că ea și-a mai fost renovată de vreo două ori, coperișul, dar eu știu, cu tremurul ăsta, parcă
că a fost mai periculos ca o bălă de vrânge. Odată cu școala și biserica ar urma să fie pusă la pământ. Când vedem că se zguduie pământul sub noi, noi ce credeți? Mai ales că suntem bolnavi, da? Ne tremură tot corpul. Uitați, am fost la primărie, eu tremur. Suntem speriați, suntem panicați. Oamenii au fost destul de neliniștiți, ca să nu spun mai mult, însă au început să se mai calmeze. Problema cea mare acum o reprezintă necunoscutul. Nu știm ce replici, ați văzut câte sute de replici, aproape 1000 de replici într-o săptămână, este ceva la care noi nu ne așteptam niciodată, pentru că zona nu era cunoscută cu această activitate seismică. Într-o măsură mai mare sau mai mică, toate locuințele din comună au fost avariate de valul de cutremure. Marea majoritate a caselor nu sunt asigurate, iar proprietarii nu au bani pentru eventuale expertize. Specialiștii se așteaptă ca în următoarele săptămâni Oltenia să fie din nou zguduită de cutremure. Numărul lor descrește, dar magnitudinea lor nu, spune Institutul de Fizică a Pământului. Chiar în această dimineață, zona a fost lovită de un alt seism de 3,9. Putem vedea că în ultimele zile numărul de cutremure total a scăzut. Dar aici este și o limitare care provine din felul în care localizăm cutremurele. Dacă ne uităm cel mai bine totuși pentru cutremure mai mari, care sunt prioritatea noastră, cutremure peste 2 ca și magnitudine, oricum putem să vedem și în acest grafic că numărul lor descrește, în schimb, magnitudinea lor nu descrește atât de mult. Un șofer de autobuz pune în dificultate poliția română. Bărbatul a demonstrat autorităților că aparatele drug test pe care le folosesc sunt imprecise. Testat pozitiv anul trecut pentru consumul a 3 tipuri de droguri, bărbatul a mers singur la INML pentru a cere teste suplimentare. Astăzi medicii au confirmat că nu a consumat nicio substanță interzisă. Șoferul acuzat că în octombrie anul trecut ar fi condus drogat un autobuz al societății Brăilene de transport public are 52 de ani. Bărbatul susține că n-a văzut stupefiante în viața lui, așa că s-a dus glonț la INML. Testele de laborator au confirmat versiunea acestuia. Mi-au stricat imaginea, mi-au făcut probleme la servici, s-a dat seama, am 2 copii, soția, nu știa nimeni ce să mai creadă despre mine, că și ei, ca toată lumea, au crezut același lucru. Acum, ce intenționați să faceți? Păi, ce să intenționez? Cu cine să mă lupt? Cu morile de vânt? Cine a câștigat vreodată în fața instituției? Cine a câștigat? Ei dau vina pe acele aparate. Avocatul său susține că acesta nu e primul caz în care aparatele drug test dau rezultate greșite. Știam din experiență, au mai fost câteva cazuri la Brăila, că nu întotdeauna testele astea sunt relevante. Nu știu, probabil că este vreo problemă cu aparatele respective. La drug test, categoric, da. Bărbatul și-a recuperat permisul și a început munca. În momentul în care salariatul ne-a comunicat documentul care atestă faptul că nu a consumat substanțe psihoactive, a fost reîncadrat pe funcția de conducător auto. Știam că omul este un salariat serios. Probleme cu aparatele drug test sunt în toate zonele din țară. Aproximativ unul din două rezultate ar fi eronat. În prezent, legea spune că dacă testarea este pozitivă, șoferii au permisul suspendat automat și dosar penal. Un jandarm din București a zgâriat intenționat o mașină lăsată pe avarii. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere de pe stradă. Se vede cum jandarmul trece cu mașina de serviciu pe lângă autoturismul parcat ilegal și îl zgârie cu un obiect. Proprietarul, citat de Libertatea, spune că a văzut înregistrarea și că va depune plângere penală pentru distrugere. Bărbatul susține că a lăsat mașina pe avarii, fiindcă avea urgență și că jandarmul ar fi trebuit să cheme poliția dacă era deranjat. Mi se alătură chiar acum colegul meu, Dragoș Pătraru. Dragoș, te ascultăm. Bună seara, bun găsit. Ce voiam să... Știți cum e țara asta noastră? Că uite, abia acum ne pică și nouă fisa. Este... E ca atunci când mergi la un prieten în vizită și el îți dă tot felul de indicații. Băi, aolo, ai intrat în baie, băi, fii atent. Să nu trage apa... Că sare pe tine. Da, las că o trag eu după aia. Și când ieși, să nu stingi lumina. Nu, o stingem noi seara din tablou. Da, nu, altfel facem inundație. E, cam așa e și România. O chestie stricată pe care doar noi știm să o folosim.
Băi, vezi, când mergi pe drumul ăla, ține-te pe mijloc, așa, să nu te dai, mă, nici dreapta, nici stânga, da? Că se deschide o groapă de 5 metri. Păi hai să reparăm groapa. Nu se poate. Că de câte ori ne apucăm să o reparăm, apar alte 5 gropi lângă ea. A, și diseară la emisiune, să nu vă speriați. E doar România dintr-o zi de joi, la televizor. Vă aștept, stați pe prima. Un cutremur cu magnitudine 7,2 grade pe scara Richter a lovit estul Tadjikistanului. Din fericire, epicentrul seismului s-a situat într-o zonă slab populată. De ce spun însă specialiștii că fenomenul este unul periculos? Aflați imediat după pauză. Vă aștept! Un cutremur cu magnitudine 7,2 grade pe scara Richter a lovit în această dimineață estul Tadjikistanului. În urmă cu puțin timp a avut loc o nouă replică aproape la fel de puternică, de 6,8 grade. Magnitud 7,3, cerca de la frontera de la regiunea autonomă Uyghur de Xinjiang. Seismul s-a produs în jurul orei locale 5:37 la o adâncime de peste 20 de kilometri. Acest teritoriu este puțin populat, dar este înconjurat de lacul Sares, care găzduiește și un baraj natural. Iar experții au avertizat că dacă s-ar rupe, consecințele ar fi catastrofale. Tadjikistanul, la fel ca o mare parte din Asia Centrală, este foarte expus la dezastre naturale și se confruntă frecvent cu inundații, cu tremure, alunecări de teren, avalanșe și ninsori abundente. Una caracteristică natural unică, care include lago Sares, format después de un terremoto. 5 oameni au murit și alți 48 sunt încă dați dispăruți în urma prăbușirii unei mine de cărbune din China. Autoritățile au trimis la fața locului peste 230 de pompieri, 41 de autospeciale și 6 câini de salvare. Din ordinul președintelui chinez Xi Jinping vor ajunge la mină încă 200 de oameni care să ajute la găsirea celor dispăruți. Zona în care a avut loc tragedia este unul dintre cei mai importanți producători de cărbune ai țării. În ultimul an, producția a crescut într-un ritm accelerat în urma unui apel guvernamental de a crește oferta locală și de a stabiliza prețurile. De la sport mergem la meteo. Colega mea Roxana Gheorghean ne spune mai multe despre prognoze. Roxana, te ascultăm. Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Mâine vremea va fi închisă, temporar va ploua în vestul, centrul și nordul teritoriului și local în rest, la munte, precipitațiile vor fi mixte, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe creste, iar local și în vest, est și sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 14 grade. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Andreea? Roxana, mulțumesc doamnelor și domnilor. Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Pregătiți-vă pentru o nouă rundă de întrebări la primii câștigă cu Diana și Cove. Apoi în spitalul New Amsterdam vin pacienți ce pun mari probleme conducerii. Dinamo joacă în Liga Campionilor la handbal, calificați în play-off-ul EHF Champions League. Roșalbaștrii promit spectacol în teren și în tribune în fața danezilor de la GOG de la 19:45 în direct pe Prima Sport 1 și Prima Play.ro. Să aveți o seară frumoasă!